Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi e jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin. Bună, Cătălina, bine v-am regăsit. Inevitabilul s-a produs, adică, nu? Spunea la mijlocul săptămânii trecute primarul municipiului Suceava că inevitabil vom intra în roșu și foarte multe comentarii. Cum poate să spună un primar așa ceva? Păi te uiți pe tendințe și nu mai e nevoie să faci... Adică acum, de fapt, toată lumea e specializată. Lumea e specializată în tendințe. Ale virusului, mă refer, în asta cu vaccinul. Epidemiologie. Unii sunt specializați în nevaccinare, alții în vaccinare. Toată lumea este specializată și știe foarte multe lucruri pentru că... Înainte erau grupurile de mămici cu bubițe și cu mici iritații. Sunt intrat într-un cont de umbră, mămicile care le știu pe toate. Acum e asta cu vaccinarea și nevaccinarea. Se știe, sunt specialiști din ăștia... cum se cheamă, calificați la locul de muncă, locul de muncă fiind rețele de socializare, și sunt calificați la locul de muncă și știu... Dar sunt unii care își scriu acolo, și... lucrează la Facebook. Da, da, toți. Fără să lucreze la Facebook cu adevărat. Da, asta cu roșu, da, era inevitabil, pentru că asta era, curba era ascendentă și n-avea nimeni, n-avea cine să o descendeze, să o rupă, să o dea cu capul în jos. O remarcă aici, îți dai seama cât de greu le este. Eu mă pun în pielea polițiștilor acum. A polițiștilor care trebuie să meargă la nunți, la botezuri, la cumătrii și să le explice oamenilor că nu e bine, că stați un pic să vă controlăm la certificatul verde. Să vedem, sunteți vaccinați, aveți test PCR, aveți antigen, ați trecut prin boală și așa mai departe. Cum poate un polițist să facă lucrul ăsta când în secunda 2 vine cineva, vine un nuntaș și le arată fotografia de la Congresul PNL? Deci atâta, nu mai zice. Bă, dați vine să intri în pământ de rușine. La Congresul PNL am văzut pe doamna Gorghiu care, de când am cunoscut-o eu în urmă cu vreo 5-6 ani, a reușit să se perfecționeze în arta minciunii. Deci băga niște minciunoaie, dar fără, mă uitam așa că e HD unde m-am uitat eu. Bă, pic de roșeață pe obraz. Avea botoșe în picioare sau mi s-a părut? Nu m-am uitat la picioarele, că nu m-am uitat. Sunt, duminică. N-are niște... Parcă avea botoșe din aia de protecție, prin încălțăminte. Sâmbătă, știi? Mă, m-am uitat cu atenție să văd, e crapul, ceva, o fisură cât de mică pe ori, nimic. Avea mască. Mă, nimic, pe cuvântul altă meu. Altă mască, mască textilă, da. Avea, deci nu era mască impecabilă, din aceea politică. Impecabil. Când vorbea o fată, mi-a plăcut la Digi, printre puținii moderatori, o fată n-am mai văzut-o până acum, chiar care își făcea treaba cum ar trebui. Și o întreba, doamna Gorghiu, dar dumneavoastră? Păi nu, că aici a început sarabanda minciunilor, s-a încurcat un pic, până și-a dat drumul, până și-a intrat în ritm. Că zice că lumea 90% de aici e vaccinată. Mai stă un pic. Sau are test PCR sau așa, așa. Și zice, bun, și controlează cineva, dar cum? Eu când am fost și am intrat aici, m-a întrebat, a venit, bun, dar nu v-a recunoscut? Dar cu toate că m-a recunoscut. Dar mi-a zis, doamna senator, vă rog să mă arătați, altfel nu am intrat. Și zice fata, zice, doamna Gorghiu, eu am fost, am intrat, am ieșit și nu m-a întrebat nimeni nimic. Mai sunt și scăpări. Așa, deci a fost o demonstrație de manfișism. O să ajungem și detaliem și congresul PNL. Da, de manfișism. Și încă o dată s-a văzut extraordinar de bine. S-a văzut, numai cine nu dorește, nu vede lucrul ăsta. Că fostul primar de la Sibiu este exclusiv pentru interesele lui. Nu știu cine a hotărât, cine a reușit să-l întoarcă din drum să facă anticipate anul trecut când a izbucnit pandemia. Știi că era vorba asta. Dar acum cu o brăznicie rar văzută, Klaus Iohannis a organizat congresul, pentru că el a fost în spatele acestui congres, el a pus pe Florin Cîțu, el a tras forurile pentru că acest cetățean care nu are aptitudini să conducă guvernul, după cum s-a văzut în nenumărate rânduri, el l-a pus și acolo, partidul. Așa, l-a pus și la partid. Dom'le, dar o sfidare mai mare ca asta, bun, nu mai mare, că au mai fost. Deci o sfidare foarte, foarte mare, da? Ludovic Orban spune că este neconstituțional ce s-a petrecut. Absolut neconstituțional, dar cine mai ține cont de Constituție? Dom'le, și ei, eu... poate că vor ține cont să o modernizeze odată pentru totdeauna. Nu, mai durează ani de zile. Poate nu pentru totdeauna. Și eu, când era Liviu Dragnea la apogeu, când era el mare și tare, mare sculă pe basculă și așa, și a zis, dom'le, dacă PSD-ul nu se desparte de Liviu Dragnea, se distruge. Dom'le, dacă PNL-ul nu se desparte de Klaus Iohannis, se distruge.
ei nu vor să înțeleagă ce, sau înțeleg, unii dintre ei înțeleg, dar n-au ce face, că scorul slab, de slab obținut la alegerile parlamentare, a fost cauzat de Klaus Iohannis. Deci el a tras partidul jos. El îl nenorocește și acum. Poate îl plătește PSD-ul, poate el dă din gură cu PSD-ul toată ziua, dar parcă îl plătește opoziția să nenorocească Partidul Național Liberal. Revenind, cum se meargă polițistul fotografia să ceară... cu congresul, da? Și arată fotografia. Mă, dar tu ca om așa, și ce zici omului respectiv? Dar ce poți să-i spui? Când el are o nuntă sau un botez de un an de zile, planificat, amânat odată, hai că-l facem acum. Și da, stai că e roșu. Dacă n-a băgat roșu, ieri. Bun, și eu ce fac? Am cheltuit bani pe rochia fetei. Mirele și-a luat costum. Am chemat lume, vine din Italia și din Spania de la lucru special pentru asta. Am plătit muzica. Am plătit fotograful, ăla care filmează. Am dat avans la restaurant. 200 de persoane în interior, nu, și toate vaccinate, testate sau trecute prin boală. Ca ăștia la PNL. Ei erau testați, vaccinați și trecuți prin boală, nu? Hai, Cătălina. Și eu ce fac acum? Vii tu și spui că stai, hop, că e roșu numai. Păi dacă e nuntă la Todirești? Dacă era nuntă la Todirești, azi? Acum la Todirești? La Todirești ce? E peste 6. Peste 6. Închis. Păi și ce faci? Acolo sunt 3 săteni, 2 au boala, na, s-a făcut rata. Și ăsta te numai avea un pic, se pupa acolo. Și ai văzut cum umblau mulți cu măști sub nas, trebuia la baschet. Steau pe terasă, micăraie, fumăraie și aia. Și toți, da, halucinant, comentam azi cu Sorin Faur la radio, amicul meu care e jurnalist la București, ziceam, Sorin, mie mi-a plăcut foarte mult, că ăștia la presă steau ciorchine și întrebau pe Florin Câțu, domne, cum vi se pare aglomerația? Dar ei la rândul lor erau ciorchine. Eu i-am auzit spunând, inclusiv cea în care suntem noi nevoiți să stăm. Am auzit inclusiv remarci de tipul ăsta. Da, și atât. Și arăți asta fotografia. Ia, luați domnul polițist. Dar ce faci cu polițiștii nevaccinați sau covidosceptici, cum se zice, care trebuie să meargă să verifice de certificat la vreo nuntă, la vreo terasă, la... Da, se facă vreun... Na. Și ce să... Cinematograf. Să faci gărzi din astea civile, să meargă să-i verifice pe polițiști. Îi faci gărzi de vaccinați... Împreună, în aceeași tură cu un sceptic. Ai, totul este compromis și nu este prima oară când puterea este doar o aroganță extremă. Când și-au făcut petreceri la începutul pandemiei, aici a fost pe față. Înainte, la Rareș Bogdan, am filmat pe ascuns, că avea paranghelie. La lui Ludovic Orban printre uși, că era ziua lui, paranghelie, știi? Și pe urmă își cereau scuze, mai era Luca Turcan, cât de penibil a fost cum își cerea scuze, că nu că a purtat masca, dar și-a pus masca, dar a prins-o fără mască, că lumea era și așa mai departe. De ce a fost pe față? De ce ne facem în localitățile unde primarii sunt sceptici la prezența, existența virusului? Da, face fiecare și care au depășit anumite praguri, da, unde nimeni nu o să vegheze, da, să se respecte niște restricții impuse. Da, să nu vegheze și trebuie fiecare. Se imunizează toți prin boală. Treaba lor, ce? În altă ordine de idei, un subiect sensibil prin care Suceava a mai trecut cumva, într-un mod dramatic, tragic, la începutul pandemiei de coronavirus, este legătura dintre om și natură. Întâi stătătorul bisericii. Din... Eu credeam cu natura, zici ceva cu natura. Cu... Da, și cu data are legătură și cu natura umană. În al preasfințitul Calinic... Dar n-ai nimic cu păduri, cu din ăștia, cu activiști de mediu care apără copaci, n-avem din astea, că văd că... Azi nu, dar putem face câte o legătură. Vedem. Știi dacă se leagă undeva. Mie îmi place foarte mult. În al preasfințitul Calinic a fost confirmat cu coronavirus. Astăzi, în sfârșit, avem această informație confirmată și de arhiepiscopie. Deși încercăm să obținem această confirmare de 2 săptămâni. Timp în care înțelegem că înaltul a fost internat, așa, se pare. Dar e bine, mă? Că la Iași. E bine? Așa scrie. De ce e bine? Sănătate. E bine. De ce e bine? Doamne ajută, mergem înainte. Până să știm că e bine sau nu e bine. Dar a fost rău. Pe toate site-urile de presă, la toate televiziunile, inclusiv cele naționale, că e intubat, că e internat, că e grav, că nu e bine. Că de regulă asta e știre, când cineva nu e bine, nu când cineva e bine. Păi da, vă informăm astăzi că în altul Calinic e bine. Mulțumim. Și
ne confuzează în primul și în primul rând lipsa de comunicare și tot ceea ce degenerează de aici. Da, ăsta e un paradox. Înaltul calinic nu este persoană fizică numai și exclusiv. El e non-stop, este arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, n-are cum să fie. Cum primul ministru, prim-ministru non-stop, nu e de la 8 la 16. Așa, înaltul calinic, e non-stop. Bun, Cătăna, rău. Bine că e bine, asta e bun, acum rău. E un paradox așa, pentru că arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, de când a venit înaltul calinic, în fruntea, de când este el întâi stătător al Bisericii Ortodoxe din Bucovina, a părut foarte transparentă, a fost așa un val de informații și o transparență pe care poate nici nu le voiai, o transparență multe dintre pe ele. Care n-ai văzut-o, nu știu, nicăieri în Suceava asta atâta transparență. Dădeau toate chestiunile, unele dintre ele mi se păreau aberante și n-avea, că a întrebat în Oriaș nu știu care, niște întrebări tâmpite, știi, și le dai pe toate. Dom'le, da, transparență maximă. Oricând a fost chestiunea legată de un eveniment atât de important, Mucles. Pe vremuri, dar nu pentru presă, pentru întreaga pentru comunitate. Aici e o legătură Cătărina, foarte fină și foarte Cătărina, deci strânsă. Unii confundă în continuare presa de parcă dai la presă, că nu dau la presă. De parcă presa merge și ia informația și duce acasă și face borș cu ea. O dă mai departe la public, nu? Adică presa este cureaua de transmisie dintre instituție, în cazul nostru arhiepiscopie, și credincios, în cazul nostru, credincioși. Ei, și pericolul de a da o informație repede, prost, dezinformatoare, da, e uriaș atunci când reușești să aici obții vorbim, ceva oficial. De bun simț. Doamne, spune, în altul așa, aia acolo, așa, ne rugăm la Dumnezeu. Aici, ei au ținut sub oboroc informația pentru că la sfârșit își recunosc în alt preasfinția sa, mulțumește respectos tuturor celor care au susținut cu rugăciunile monahi și monahii, preoți, credincioși, credincioase, tineri și bătrâni, și studenți. Deci înseamnă că cineva știa, nu? Păi știa, nu? Știau oameni, că altfel nu se rugau. Sigur că se știa. Și noi știam că de vreo două săptămâni că înaltul calinic pare să aibă COVID. Dar nu poți să vii în fața oamenilor, nu? Că nu suntem, nu suntem un grup pe Facebook. Pe vremuri era pe la poliția asta, știi, la poliția dădea. Când a intrat cu mașina, nu știu, LT, nu știu ce a făcut. Și mai se îmbăta câte un polițai de-a lor, Mucles. Băi, dar până acum ați dat tot. De ce nu ați dat pe ăsta? Bă, că nu era făcut, că așa și aici. Dom'le, când îți convine, și la urma urmei ce era? Să spui cu un altul care nu-i, da, domn, e un om, s-a îmbolnăvit. Poate că se rugau mai mulți în Oriaș pentru sănătatea lui. Ți-e teamă să nu te întreb dacă cumva în altul e vaccinat? A stat în izolare, s-a păzit, a purtat mască. Nu, stai, e vaccinat la slujbe în altul. Pune mască. Voi când vă întâlniți în alt preasfințirile voastre acolo și preasfințirile voastre și când vorbiți despre binele credincioșilor, cum să faceți bine, voi purtați mască, țineți distanță? Voi la biserică când mergeți le spuneți oamenilor să respecte sau le spuneți să comporte ca liberal la congres? Adică, cred că asta era chestiunea. Că zice, domnule, a murit consilierul la Dumnezeu să-l odihnească. Care era și șoferul lui, personal al înaltului. Și zice, bă, acum mai vine și vestea asta, se vede că la noi. Păi, bă, oameni buni. Se vede. Păi, luați și răspundeți la întrebările astea, nu? Că lumea se întreabă. Păi dacă înaltul n-a făcut? Păi ea că a făcut. Nu. Vaccin, dacă înaltul nu și-a pus mască, și-a pus, nu și-a pus, ca să știe și în Oriași ce să facă. Cât de grav a fost înaltul? Câte zile a stat? Spuneți în Oriași, nu se știe, că așa e în Oriași, dacă, mă, dacă înaltul a stat 3 zile credinciosul, așa, uite, n-a purtat mască, ia să, și a fost aglomerație la slujbă, bă, de acum mă duc și eu cu mască. Sau uite, nu s-a vaccinat, ia să mă duc eu, sau nu știu. Dar zile oamenilor să știe, înaltul, e puternic, l-am văzut așa, s-a îmbolnăvit omul pentru că și la la la. Până acum ați dat toate alea care nu trebuiau date, acum când e cu un altul, nu mai dă. Nu mai dă. Nu, și aici și o se chestie. Creează foarte multă nesiguranță, confuzie. Da, și chiar sunt oameni care iau foarte în serios mesajele pe care le trimite biserica. Foarte în serios. Dar aici este o nouă demonstrație de aroganță, pentru că puterea, că vorbim de puterea politică, că vorbim de puterea religioasă în acest caz, ea s-a distanțat foarte mult de mase, înțelegi? Și puterea își permite să facă orice. Își permite să comunice când vrea, dacă când nu vrea, dacă vrea, când are chef, transmite numai ce are chef,
Numai așa. Deci e o demonstrație și asta a puterii. În cazul nostru, puterea bisericească. Revenind la puterea politică, da, ai menționat și mai devreme, PNL și-a ales conducerea, probabil aceea cu final cunoscut. Și-a ales. Dar și vicepreședinții, prim-vicepreședinții, vicepreședinții, secretarul general, da. Dintre cei patru prim-vicepreședinți, cele mai multe voturi le-a obținut, surpriză sau nu, Gheorghe Fluturi de la Suceava. Peste Rareș Bogdan, poate că e surpriză. Bun. Rareș Bogdan a avut și contracandidat. Păi asta, că a avut contracandidat și a luat din voturi. Am mai vorbit aici și cu Sorin astăzi când am făcut, am căzut amândoi de acord. Eu am urmărit în mare parte, spre foarte mare parte, eram așa curios să văd până unde se poate merge. Eu știam că se poate merge până undeva, dar am vrut să văd exact până unde, unde e stația terminus. Și am căzut amândoi de acord, cel mai bun discurs a fost al lui Gheorghe Fluturi. Deci de departe. Deci de departe cel mai bun discurs. Cu discursul ăla el ar fi trebuit să fie președinte. Adică, doamne, Florin Câțu este ceva catastrofal. Deci este o catastrofă, pe cuvântul meu. Și încă un semn al... ei trăiesc într-o bulă. Bine, au mai multe bule. Stai un pic, dar de când? E bula de la Facebook. O nouă bulă. Nu, e aia de la Facebook. Fostul primar la Sibiu are bula de la Cotroceni, Florin Câțu bula de la Parcul Victoria și Facebook și mai... Ei trăiesc în niște bule. Ori, în momentul în care unii au început să fâșcăie, să huiduiască acolo, și Ludovic Orban spunea, lăsați-l să toți spună, toți prezinte. A zis Florin Câțu, lăsați domnul președinte, nu-i nevoie. Nu am nevoie de, a zis cumva, nu am nevoie de sprijinul dumneavoastră. Dar nu asta e. Eu pot să prezint moțiunea sau ce așa și în uralele românilor. Deci pentru ei. Pentru ei. Uduierile sunt urale. Nu, nu. România este aia. Deci pentru ei nu există România. Eu, tu, Vasile, Cornel și Mihaela care ne urmăresc. Nu, România sunt ei, grupul ăla, aduși, unii cu forța, unii năimiți, unii păcăliți și așa ca să voteze. Ăia sunt români, toți românii. În rest nu mai există, da? Am închis această paranteză. Dom'le, e o catastrofă la comunicare. Și nu spune nimic. Aia, cu face, cu, bă, nimic. Dom'le, dar Gheorghe Fluturi a spus niște chestii. Singurul care a spus chestii. Însă, problema e că e o distanță foarte mare între vorbă și faptă. Adică, hai să profesionalizăm. Sunt de acord. Eu sunt de acord cu tot ce a spus Gheorghe Fluturi. Dar pune și în aplicare. Hai și să de pune mâine și în aplicare să ne apucăm de treabă, și fii nu? Tu, Gheorghe Fluturi, exemplu. Tu! Dar discursul lui a fost cel mai bun. Ți-a zis, de președinte, de partid. Restul praf, milaf. Bun, și Ludovic Orban a avut, dar la el și cu stresul foarte mare și trebuia să facă și bilanțul, n-a fost cine știe ce. Și un discurs foarte bun a fost al lui Kelemen Hunor. Deci Kelemen Hunor, dom'le, a venit omul pregătit, a spus ce trebuia să spună, el a vorbit despre oameni, restul, la un moment dat am crezut că e congresul PSD, că ăștia ar dădea un PSD. Și cu ce o să facă și PNR, eu nu știu. Da, Kelemen Hunor a vorbit despre ce? Natalitate, că e în scădere, că nu avem pleacă tine, că e asta cu pandemia și niște chestii, că vine cu energia. Înțelegi chestii așa. Eu dacă aș fi fost în sală, știi, m-aș fi ridicat fără să-mi dau seama să stric Kelemen Hunor președinte la PNL, știi? Adică e o diferență. Pe urmă a venit nefericitul de la Gorj, ăla de a fost PSD-ist, pe care l-a pus ministrul de finanțe. În pantaloni, tricou și cămașă. Nu, acum era costum, doamne. Eu l-am văzut duminică, nu mai era. A ieșit, Cătălina, n-a ieșit secretar general? Ba da, dar e catastrofa pământului, catastrofa internațională. A ieșit, zic și eu, a ieșit secretar, parcă a fost o surpriză. Și mai a venit unul de la președintele Consiliului Județean Prahova. Dom'le, eu tot auzisem că Iulian Dumitrescu, că e mare combinagiu, că e... Prin vicepreședinte și el combinat. Acum e și el prin vice, egal cu Gheorghe. Că face nu știu ce pe la Prahova, că el mare scolă, ba scolă, că de aia s-a dus Claus Iohannis la el când a început școala pe la Bălinii de Munte, nu știu pe unde a fost. Dom'le, nu știu de unde a... Eu cred că n-a terminat două clase.
Și prima dată am crezut că vorbește cineva de la UDMR. Zic, bă, dar stați un pic, a vorbit Chelemen Hunor, cine să mai vorbească? Deci, accentul mai prost ca lui Chelemen Hunor. În limba română. În limba română. Și tărăgănat, m-am gândit că e de la Vișeu după aia. De la Vișeu de sus. E nu de la Prahova. Dom'le, și tuns cu castronul, adică o apariție catastrofă. De neuitat. Așa? Bă, și zicea niște aberații. Niște nimicuri, așa. Dom'le, ăștia conduc. Deci, ăla președinte Consiliului Județean Prahova. Dom'le, ăștia conduc. Deci, sub nivelul mării, adică nu așa. Ce-ar fi zis Brătieni? Ce-ar fi zis Ion Lungu? Da, cred că dacă nu era ei. Dacă te duci la mormânt la Brătieni, acolo e pământul de 7 metri, că s-au rotit, învârtit în mormânt, de asta e pământ. Cred că e fântână arteziană acolo. Că au săpat prin rotire până au ajuns la apă. Deci, o diferență foarte mare. Gheorghe Fructu, foarte. Numai că, domne, hai să punem și în practică. Bun, o să-l mănânce, o să se molipsească de la talentele colegilor săi, no, sau e suficient de hârșuit așa? A mai fost prim vicepreședinte la PDL. Și ce crezi tu că Iulian Dumitrescu zice ceva pe acolo? Sau Rareș Bogdan e de fanfaronadă. El așa își pune două batistuțe să-l arate la oameni, că mai sunt unii oameni care se uită la Rareș Bogdan ca la icoană. Dar acolo deciziile, bineînțeles, se iau cu aprobarea fostului primar de la Sibiu, că doar partidul e al lui, fără încât e acolo pus la fentă. Și un cuvânt foarte greu de spus în PNL, el are Emil Boc. Tu nu crezi că Rareș Bogdan, că sună Emil Boc și zice, băi, alu, ce faci acolo? Tu iată de aia, du-te la televizor, spune, jură-i, du-te, așa. Dar lasă, restul lasă-ne pe noi. Și acum Gheorghe Fluture e șansa lui. Nu mai are nicio scuză. E șansa lui și neșansa lui. Deci de acum nu mai are nicio scuză. No. Deci și șansa lui și neșansa lui. Să facă ceva. Dacă nu face, poate să plece acasă de acum și să stea, să crească ponei, gâște, roșii, castraveți, morcov, pătrunjel, busuioc. Ce vrea el să crească aia? Că nu mai. Dacă nu faci acum dar ceva lucru, nu pe urmă să vină că iar cine te-a mai... Problema este cât ține toată această chestie. Că eu nu cred că Florin Câțu va mai fi premier mult timp. Și am înțeles că o să dispară și din fruntea PNL. Am vorbit cu cineva de la Capitale cu care... Dar nu știu exact cum s-ar putea. Și mi-a zis altceva, păi fac congres extraordinar. Dar fi penibil în scurt. Dar să sperăm că Gheorghe Fluture rămâne prim vicepreședinte în PNL și că PNL rămâne principalul partid de guvernământ, da, bine, mai trebuie cu cineva, că singur nu pot, și că o să facă ceva pentru Suceava. Că dacă nu face, nu o mai țin scuzele alea. Să vedem și PNRR-ul astăzi cu... Că guvernul, că ăia, Sula. Că în Tajikistan, nu știu ce, și s-a dus piața petrolului... Din astea, știi? Da, de scuze, oamenii deci sunt el, Gheorghe Fluture, are și șansa și neșansa de a face ceva. Accedere în această funcție. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Și ca o paranteză. Nu mai că tot a fost, eu fac una scurtă. Tot a existat tema asta de vreo lună de zile. Dacă a avut sau nu Gheorghe Fluture nuntă cu fica sau fiul. N-are și că de asta e, s-a întârziat scenariul roșu și nu știu ce. Răspunsul e... Nu. Mulțumesc. Dar de unde știi asta? De la arhiepiscopie? Sursă. De la sursă. Nu, de la asta. Arhiepiscopia, când s-a apucat comunicii, a zis... Și Gheorghe Fluture. Și Gheorghe Fluture a zis, mă, spune tot acum, nu mai. Pentru că cineva ar fi trebuit să o cunune, nu? Ar fi fost și asta o sursă credibilă. Îți mulțumesc încă o dată, Sorin, pentru discuție.